Iubită biserică, dragi prieteni ai Cuvântului Dumnezeu, vă invit respectuos să deschideți împreună cu mine Cartea Sfântă la Faptele Apostolilor, capitolul 9, de unde vom citi începând cu versetul 36. Pagina în Biblie 1067. În Iope era o ucenică numită Tabita, nume care în tălmăcire se zice Dorca. Ea făcea o mulțime de fapte bune și milostenii. În vremea aceea s-a îmbolnăvit și a murit. După ce au scăldat-o, au pus-o într-o odaie de sus. Fiindcă Lida este aproape de Iope, ucenicii când au auzit că Petru este acolo, au trimis doi oameni la el să-l roage: nu pregeta să vii până la noi. Petru s-a sculat și a plecat împreună cu ei. Când a sosit, l-au dus în odaia de sus. Toate văduvele l-au înconjurat plângând și i-au arătat hainele și cămășile pe care le făcea Dorca pe când era cu ele. Petru a scos pe toată lumea afară, a îngenunchiat și s-a rugat, apoi s-a întors pe trup și a zis: Tabita, scoală-te! I-a deschis ochii și când a văzut pe Petru, a stat în capul oaselor. El a dat mâna și a ridicat-o în sus. A chemat îndată pe sfinți și pe văduve și le-a pus-o înainte vie. Minunea aceasta a fost cunoscută în toată cetatea Iope și mulți au crezut în Domnul. Amin. Amin. Vă rog respectuos să ocupați locurile. În seara aceasta am ales să vă spun această poveste pe care Biblia ne-o relatează, pentru că mereu sunt interesat să cunosc inima lui Dumnezeu. Sunt foarte multe greutăți și sunt foarte multe poveri pe pământul acesta și soluția la a ne fi bine e Domnul. De aceea sunt mereu interesat să cunosc inima lui Dumnezeu, pentru că atunci când îl cunoști pe Dumnezeu, dobândești această înțelepciune de a ști cum să te adresezi vieții când îți este greu. Și îmi dau seama că, de fapt, noi suntem în fiecare zi datori să cunoaștem mai mult și mai bine inima lui Dumnezeu. Îmi doresc foarte mult în această seară ca Dumnezeu din cer să lase un răspuns pentru noi. Amin. M-am gândit mult la acest episod. Are o parte introductivă și apoi un mesaj foarte simplu. În partea introductivă aș vrea să vă spun, iubiții Domnului, un lucru care mă frământă. Există oameni care au primit de la viață puțin. Și cu puținul lor au făcut mult. Există oameni care au primit de la viață mult și cu acest mult al lor au făcut puțin. Sunt foarte mulți oameni care spun că ar face mai mult dacă ar fi avut mai mult. Și sunt oameni care nu se plâng și ia ceea ce au și fac tot ce pot cu ceea ce au. Doar că nu a avut mult în viață, un ac. Stăm și ne gândim ce bine ar fi dacă aș avea o armă puternică, mare, dacă se poate extraordinar de puternică. Dar adevărata armă este aici, înăuntru nostru. Cu puterea credinței poți face lucruri extraordinare. Cu o armă mică, doar că reușești să facă lucruri mari. Știți de ce? Pentru că în mod real Dumnezeu din cer, pe El nu-L interesează așa de mult lucrurile noastre și felul nostru, și nu-L interesează pe Dumnezeu atât de mult abilitățile noastre, cât îl interesează pe Dumnezeu dacă îl iubim din toată inima. Și eu cred, iubiții Domnului, în această seară, că noi ar trebui să ne punem întrebarea nu ce abilități avem, ci cât de mult îl iubim. Pe de altă parte, îmi place modul lui Dumnezeu de a privi lucrurile. Dumnezeu spune despre Tabita că era o ucenică. Place lucrul ăsta. Noi n-am fi spus lucrul ăsta. Dar Dumnezeu zice, pentru mine cel ce face este mai important decât cel ordinat. Pentru mine cel ce face este mai important decât cel ce are titlu că face. Pentru Domnul Iisus Hristos și pentru Biblie, ea a fost o ucenică pentru că a făcut. Și ucenicul Domnului Iisus Hristos este acela care îl urmează în faptă și în adevăr, mai mult decât în cuvinte. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvânteze.
Ceea ce vreau să împărtășesc cu dumneavoastră în această seară este unul dintre adevărurile extrem de dureroase ale vieții. Să știți, iubiții Domnului, că nu ne ajută să fim visători în viața aceasta de zi cu zi. Nu ne ajută să fim nici realiști, dacă prin realism însemnează să fii crud. Dar ne ajută foarte mult să fim înțelepți. Pentru că Biblia spune despre Tabita un lucru neașteptat. Spune că, deși făcea multe fapte bune, și interesant este că făcea fapte bune și milostenii, adaugă Biblia. Pentru că nu-i suficient să faci fapte bune. La Dumnezeu, o faptă bună poate să fie tradusă prin caritate. Milostenia înseamnă să te dai și pe tine împreună cu acel lucru. Știți dumneavoastră exemplul acela frumos, chiar dacă este naiv. În biserică, când a trecut fratele cu coșul, un copilaș a zis, lasă-l, zice, lasă-l mai jos, mai jos. Fratele s-a uitat și ca să nu-l întristeze, l-a lăsat mai jos. A zis, mai jos. De la întrebat, de ce? Zice, pentru că n-am bani. Și ce vrei să faci? Să mă urc eu în coș. Dar poate că este timpul să ne întrebăm ce și-ar dori Dumnezeu de la noi. Eu cred că Dumnezeu de la noi și-ar dori ca împreună cu lucrurile noastre să ne dăm pe noi înșine. E cam tehnic uneori să dăruiești fără să te dăruiești. Și aș dori din toată inima ca Dumnezeu din cer în această seară să răsplătească celor care stau în picioare, să răsplătească celor care s-au trudit la cor, să răsplătească celor care s-au îngrijit, să răsplătească celor care stau în dosul unei camere. Spune Biblia un lucru care nu ne-am așteptat să-l facem. Știți de ce? Pentru că avem fel de fel de înțelegeri ale modului în care Dumnezeu lucrează. Sunt oameni care au fost răvășiți, au fost absolut derutați în momentul în care, în preajma unei sărbători a nașterii Domnului Iisus Hristos, și iertați-mă pentru anumite încăpățânări pe care le am, eu refuz să numesc sărbătoarea nașterii Domnului Crăciun, pentru că cu Iisus m-am întâlnit cu Crăciun niciodată. În preajma sărbătorii nașterii Domnului Iisus Hristos, am pregătit un microbuz plin de alimente, pentru că am aflat că undeva în inima unei păduri, la 8 km de civilizație, trăia un credincios prin acoperișul căruia putea vedea stelele. Dar nu asta era dorința lui. S-au dus tinerii noștri cu trenul, o parte dintre ei și o parte dintre ei cu microbuzul, și au cumpărat tot ce au putut și au zis, stăm acolo câte zile este nevoie, să-i fie și lui cald. Ca să nu mai stăm de sărbătoarea nașterii Domnului să cântăm o cântare falsă, cum ar fi, eu n-am ce-ți da, eu n-am ce-ți da, Iisuse, doar inima mea. E cântarea milogului, după părerea mea. Avem o mulțime de lucruri de dat. Marturii și fonierul. Când au ajuns tinerii noștri pe la 50 de kilometri de București, la Urziceni, microbuzul a derapat, a intrat într-un tir și unul dintre tinerii noștri a intrat sub roțile tirului și a murit pe loc. Când am ajuns în preajma acelei sărbători în fața bisericii, erau încremeniți. Era o atmosferă atât de dureroasă și de apăsătoare și au fost priviri care s-au uitat spre mine acuzator și au zis, dacă nu-i trimitai să meargă iarna cu microbuz, acum ar fi fost în biserică poate sănătos. Biblia spune că în vremea aceea, când Tabita făcea milostenii și fapte bune, s-a îmbolnăvit. Părerea noastră ar fi că Dumnezeu este dator că atunci când lucrăm pentru El, nici măcar să nu ne îmbolnăvim. Dar dacă ne-am îmbolnăvit, ar trebui ca Dumnezeu să ne vindece, nu? Că doar muncim pentru El. Uite că Dumnezeu n-a gândit la fel. Și spune Biblia, deci negreșit, credeți dumneavoastră că săracii care au primit de la Tabita daruri, i-au spus, Dumnezeu să-ți răsplătească? Credeți lucrul ăsta? Eu-l cred. I-au spus, Domnul să te binecuvânteze? Negreșit, i-au spus, Domnul să te binecuvânteze. Și acum când era bolnavă, spune Biblia că boala ei a dus-o spre ce? A murit. Și aș vrea să vă spun un lucru înțelept. Da? Un lucru înțelept vreau să vi-l spun. Să știți, iubiții Domnului, că ceasul acesta nu-l știe decât Dumnezeu. Că Dumnezeu din cer nu este dator nimănui. Că Dumnezeu din cer poate să pună capăt alergării fiecăruia dintre noi în orice moment al vieții și ar trebui să fim pregătiți și cu o inimă plină de dor pentru Iisus. Că Dumnezeu din cer nu gândește cum gândim noi într-un mod tehnic. Toată săptămâna aceasta am fost pe drumuri.
De luni și până duminică n-am ajuns acasă. Și am slujit foarte, foarte mult în săptămâna aceasta. Și nu-mi pare rău, e un lucru bun. Dar după ce încheie această săptămână, cel ce îi va mulțumi lui Dumnezeu sunt eu și nu el mie. Că mi-a făcut Dumnezeu cinstea și onoarea să mă ridic în numele Lui. De muri toți vom muri. Cineva o să spună, da frate, dar să nu mor de boală. Și am spus, toți murim de o boală, că bătrânețe e o boală. Nu există nimeni care moare sănătos. Când mor de bătrânețe, tot de boală se cheamă că mori. Nu știați lucrul ăsta? Acum aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos să înțelegeți un lucru, iubiții Domnului, un lucru extrem de important pe care aș dori să-l împărtășesc cu dumneavoastră. Biblia spune și în seara aceasta vreau să vă vorbesc despre cel mai frumos dar în preajma sărbătorii nașterii Domnului Iisus. Ceva care poate să aibă și săracul și cel mai puțin strălucitor în ochii oamenilor. Ceva care putem avea toți pe pământul acesta, în egală măsură, din partea lui Dumnezeu. E un dar fantastic care nu ține cont de sezon. E un dar care nu trebuie să se îmbrace în haine de sărbătoare, fiindcă e decembrie. E un dar pe care putem să-l avem în fiecare zi, ca o sărbătoare a inimii noastre. Pentru că, după părerea mea, personajul principal al acestei întâmplări nu-i Tabita. Personajul principal al acestei întâmplări, relatate de Biblie, sunt prietenii și prietenia. Îmi doresc atât de mult ca în vremuri reci să aveți prietenii calde. Amin. Îmi doresc atât de mult ca în vremuri dificile să vă puteți rezema pe umărul cuiva și să aveți lângă voi prieteni. Biblia spune că văduvele stăteau în camera de sus unde a dus-o pe Tabita și când am citit acolo că pe Tabita au dus-o în camera de sus, deodată o speranță a prins să încolțească în mine și dacă n-aș fi citit până la final textul, știți? În camera de sus se întâmplă lucruri frumoase. Spune Biblia că au dus-o în odaia de sus. Tot în odaia de sus a fost înviat fiul văduvei. Tot în odaia de sus a stat Domnul Iisus Hristos la masă, instituind nou legământ. Când vorbește Dumnezeu despre odaia de sus, parcă deodată stau în preajma sărbătorii și în preajma minunii. Au dus-o și spune cuvântul Dumnezeu că văduvele plângeau. Dar la un moment dat spune Biblia că au auzit că undeva în apropiere era cine? Petru, nu? Și atunci ce au făcut? Doi dintre ei au alergat. Și s-au dus să dea de veste lui Petru spunând, vino la noi, pentru că este o femeie pe care o iubim și care a murit. N-ai vrea să te rogi pentru ea, că poate Dumnezeu o înviază. Și am stat uneori și m-am gândit în felul următor, oare de ce a îngăduit Dumnezeu lucrul ăsta? De ce a îngăduit Dumnezeu ca Tabita să moară? Și m-am gândit așa, până când Tabita era în viață, singurii care auziseră de ea, erau săracii. Vedeți că acolo e o femeie care vă dă și care face pentru voi. După care ea a murit, însă slăvit să fie Dumnezeu prin rugăciunea lui Petru, ea a înviat. Și atunci Biblia spune că toată cetatea a auzit de ea și bogații au auzit de ea. Mă, la noi în cetate cineva a înviat. Și spune Biblia, toată cetatea s-a pus în mișcare. Și mulțumesc lui Dumnezeu că toate greutățile noastre lucrează spre înaintarea Evangheliei. După ce a înviat Tabita, n-au mai auzit doar săracii de ea, au auzit și bogații și n-au auzit doar de Tabita, ci au auzit de Dumnezeul Tabitei. E un lucru mare. Pe de altă parte, am stat și m-am gândit, avem și noi oamenii care trec la Dumnezeu, avem și noi misionari și avem atâția oameni care trec prin greutăți, de unii Dumnezeu se atinge, de unii Dumnezeu nu se atinge. Și m-am gândit mult oare de ce Dumnezeu a ales-o pe Tabita și așa mi s-a înflăcărat inima de bucurie. Știți de ce? Pentru că eu cu asta mă ocup. Eu mă ocup cu Mila. Am 230 de copii de care port de grijă, de 18 ani. Și m-am bucurat așa că sunt în cel mai bun domeniu spiritual, în milă. Am stat și m-am gândit că dacă Florin Ianovici ar dispărea, ceea ce este sigur că se va întâmpla într-o zi, Dumnezeu ridică 5 predicatori în loc. Credeți asta? Fratele a fost de acord cu partea că ridică Dumnezeu 5 predicatori, nu că voi dispărea, sper. Acum, cu toată dragostea, dacă Dumnezeu, dacă se întâmplă ca unul dintre coriți să plece, să credeți că Dumnezeu aduce altul nou. Să credeți că Dumnezeu din cer ridică alți predicatori, ridică alți cântăreți, dar în ziua în care în biserică, în ziua în care în lumea aceasta va muri mila, Dumnezeu înviază. Singurul lucru care nu poate lipsi bisericii e mila.
Singurul lucru care face diferența pe pământul acesta este dragostea care se îndură. De aceea Dumnezeu a trebuit să o învieze pe Tabita, că erau puțini care se ocupau cu lucrul ăsta. Dumnezeu a zis, trebuie neapărat să o aduc pe Tabita la viață, pentru că mila trebuie să fie vie în biserică. Trăim în și prin mila lui Dumnezeu. Amin. Am promis că am o predică scurtă. Știu că nu mă crede nimeni. Până la un punct nici eu nu mă cred. Dar să credeți în seara asta că va fi o predică scurtă. Nu numai că sunt obosit, dar mi-aș dori să rămâneți cu esența și inima ceea ce am gândit. Frații mei, surorile mele, dragi prieteni ai Cuvântului Dumnezeu, nu este un lucru extraordinar să vezi că credința produce o asemenea mișcare? Ce onorant este în viață să știi că n-ai trăit degeaba. Ce onorant este în viață să știi că atunci când ai necazuri, o armată de oameni se pune în mișcare pentru tine. Cât de întăritor este să știi că sunt atâția oameni care, în momentul în care ți este greu, sunt îngrijorați de soarta ta. Poate că nu știți că eu sunt pastor și la Toflea. Știați că sunt pastor și la Toflea? Unii da, unii nu. Cei care știu să spun, cei care nu știu. Bun. Dar cum am ajuns eu pastor la Toflea, nu v-am povestit. Eu sunt singurul păstor care am fost ales într-o biserică foarte mare, fără să fiu prezent. Deci eu n-am avut nicio opțiune în privința asta, că-s de acord sau nu. Biserica din Toflea n-are democrație. Frate, te-am ales. Am înțeles. Nici să-ți treacă prin cap că nu vei fi păstorul nostru. Am înțeles. Deci am întrebat, le-am zis, dar ce anume v-a făcut pe voi să faceți alegerea asta dincolo de toate? Și mi-au povestit un moment când pentru ei a fost important. Eram în biserica din Toflea, foarte dezamăgit de un anumit aspect pe care îl are Bucureștiul. De exemplu, în București, dacă mori și mori la o vârstă mai înaintată și există o înmormântare, abia dacă vin 2 sau 3 oameni. Și asta este un lucru extrem de greșit. Extrem de greșit. Dacă pot să mă exprim așa. Și când am văzut că atât de puțini oameni vin să cinstească memoria unui om care a trăit pentru Dumnezeu, că sunt așa de puțini oameni care să spună m-am bucurat de viața lui. E un lucru trist în București, în acea însingurare extraordinară, în acea mulțime, în acel anonimat în care te pierzi, foarte puțini oameni mai fac lucrul ăsta. Și atunci le-am spus, las cu limbă de moarte să nu mă îngropați în București, să mă îngropați în Toflea. Pentru că aici voi o să plângeți sincer. Și când o să mă mormântați, o să mă mormântați cum trebuie. Și atunci s-a făcut tăcere în adunare, că ei au simțit lucrul ăsta ca ceva care i-a legat de mine. Și în această seară aș vrea să vă spun, iubiții Domnului, despre acest imens dar al prieteniei. N-am fost și nu suntem singuri. Dumnezeu ne-a cules din țărâna acestui pământ și ne-a adus să fim o familie sfântă. Și sărbătoarea nașterii Domnului este familia care stă în sărbătoare. Ne avem unii pe alții. Sfinții se au unii pe alții. Copiii lui Dumnezeu se au unii pe alții. Ne avem unii pe alții. Lăudat și binecuvântat să fie El. Amin. E onorant, e înălțător, e ziditor să știi că pe pământul acesta nu e singur. Oricât de mulți ar fi plăcut ție, niciodată plasma nu o să spună ce dragă mi-ești. Mașina din garaj nu o să spună niciodată mă bucur să te am șofer. Ele tac, sunt mute prin natura lor pentru că sunt obiecte. Dar dacă te cheltuiești și te investești în oameni, dacă alergi și te consumi pentru ei, se va găsi cineva să dea un telefon. Odată stăteam, pentru că eram extrem de obosit și n-am putut să dorm, și întâmplător aveam telefonul lângă mine și la 2 dimineața am primit un mesaj din partea cuiva care mi-a spus, m-am rugat și Domnul Dumnezeu are o înștiințare pentru tine și mi-a spus niște cuvinte pline de încurajare și când am luat și am citit acel mesaj, am fost foarte atins. Știți de ce? Nu de mesaj, ci pentru că cineva la 2 dimineața se ruga pentru mine și am zis, Doamne, n-am trăit și nu trăiesc degeaba. Măcar 230 de copii în care m-am cheltuit și m-am investit or să spună despre mine și într-un fel sau altul nu o să mor când o să mor. O să mor un pic mai târziu, pentru că voi trăi prin amintirea celor pe care i-am iubit. Și este un lucru extrem de înțelept. Unii își pun niște cum se numește, lespezi de marmură, mari, niște monumente, ca să nu fie uitați. Și sunt uitați. Și alții nu fac asta, dar se investesc pe ei înșiși, în oameni, și vor trăi în amintirea lor. Vreau în această seară să spunem împreună cu Domnul Dumnezeul nostru, lăudat să fie El pentru fiecare suflet. Amin.
Lăudat să fie Dumnezeu pentru orice prietenie în Domnul. În această seară m-am gândit să vă spun un lucru din toată inima, pentru că este un timp ciudat. Este un timp în care o să vedeți că pe măsură ce înaintăm, din ce în ce va avea loc un fenomen de înstrăinare, un fenomen pe care l-am numit cumva, sau îl numesc și psihologii și sociologii, devenim extrem de individualiști, devenim oameni care fiecare își caută pătrățica lui, nu mai dorim să trecem dincolo de anumite lucruri și vreau să vă spun că acest atac din partea celui rău trebuie biruit prin căldura dragostei. În biserica lui Dumnezeu să nu fie așa ceva niciodată. În biserica lui Dumnezeu să fim prieteni, să fim prieteni, să fim prieteni. Ajută-ne, Doamne, asta îmi doresc din toată inima. Iubiții Domnului, întotdeauna când vorbim despre prietenie, aș vrea să înțelegeți că cele mai multe beneficii sau cele mai multe rele ne vin din prietenie. Prima țigară pe care ai pus-o în mână, dacă ai pus-o vreodată, n-ai pus-o pentru că într-o zi s-a făcut poftă de țigară. Și pentru că un prieten de-al tău ți-a zis, fumează și tu, că așa fac toți. Prima sticlă pe care ai avut-o în mână, n-ai avut-o pentru că deodată ți-a făcut ție dor de băutură. Că nici n-ai știut ce înseamnă lucrul ăsta. Ci pentru că cineva din anturajul tău a spus, fă și tu la fel. Valoarea prieteniei este imensă, dragii mei. Pentru că un prieten te poate trage spre viață sau un prieten te poate trage spre moarte. Și în această seară aș vrea să vă spun că întotdeauna darul acesta al prieteniei, tovărășiile din viața noastră, lângă cine te afli, spune foarte mult. Nu spune că tu te afli lângă cineva care este într-un fel și tu nu semeni cu el. Pentru că întotdeauna noi suntem atrași de ceea ce seamănă cu noi. Și cine sunt prietenii noștri vorbește foarte mult despre aspirațiile noastre, dorințele noastre, vorbește despre calitatea vieții noastre. În seara aceasta sunt împreună cu voi. Pentru că ceea ce mi-este drag, drag să stau în credință cu Iisus Hristos. Am venit la biserică pentru că dorința inimii mele e să vă am pe voi și voi să mă aveți pe mine și împreună pe acela care este viu în vecii vecilor. Nu mi-e greu să viu la biserică, mi-e greu să stau acasă. Nu mi-e greu să deschid Scriptura, mi-e greu să trăiesc fără ea. Nu găsesc o corvoadă să mă rog lui Dumnezeu. N-am știut cum aș putea trăi fără să-i spun lui ceea ce este inima mea. Aș înnebuni să tac. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că pot să mă rog către acela care ascultă. Nu știu cum aș putea să trăiesc fără să cânt lui Dumnezeu. Cum aș putea să-mi exprim bucuria vieții acesteia pe care o trăiesc în Iisus Hristos. Suntem darurile Lui, este o sărbătoare, este o lună bună să ne uităm unii spre alții. E o lună bună în care să putem întinde o mână. E o lună bună în care să putem spune, mi-e drag de tine. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că li s-a dat o șansă celor care stăteau lângă Tabita să aibă această posibilitate să-i spună ce nu i-am spus în timpul vieții. Mulți dintre noi ne luăm la revedere de la mort. Într-un fel este politicos, într-un fel este absurd. Pentru că nimeni nu mai poate schimba nimic din ce este acolo. Am văzut oameni care stăteau lângă sicriu și a spus, mamă, ascultă-mă. Ceea ce nu știau ei este că mama nu mai poate asculta. Și că există un prea târziu în viață și că există și lucruri care după ce se pune punctul, nu se mai poate schimba nimic. Dumnezeu a dat șansa celor care n-au știut în timpul vieții să-i spună Tabitei, mulțumesc frumos pentru darul tău, i-au dat șansa să o facă după aceea. Și în seara aceasta Dumnezeu ne-a dat și nouă șansă, șansa să privim unii spre alții cât încă mai suntem și să spunem, Doamne, îți mulțumesc pentru cel de lângă mine. Îți mulțumesc pentru cel din casa mea, pentru soțul pe care l-am, pentru soția, pentru copiii pe care mi-ai dăruit. Îți mulțumesc pentru sfinții tăi, pentru biserica ta. Îți mulțumesc pentru Betel. Contează? Contează foarte mult. Să credeți lucrul ăsta că contează. Prietenia aceasta, dragii mei, arată un lucru frumos. De ce e frumos darul prieteniei? Am să vă spun de ce e frumos darul prieteniei. Pentru că cineva a auzit că Petru este aproape. Eu poate că am probleme cu auzul. Slavă Domnului că este cineva care are un auz mai bun decât mine. Cele care erau, femeile care erau văduvele, plângeau. Durerea, știți că ne taie picioarele. Când ești îndurerat, nici nu mai poți face nimic altceva decât poate să cazi grămadă într-un loc și să stai acolo până când îți consumi durerea. Dar doi dintre oamenii care erau acolo au zis, putem alerga noi. Nu toți avem picioare, dar unii au. Nu toți avem auzul la fel, dar unii au. Acești doi oameni s-au dus și au spus, te rugăm să vii. Și acolo era altcineva, era un Petru care avea o autoritate fantastică. Și omul acesta a venit, lăudat să fie Domnul, nu suntem la fel, dar împreună suntem mai mult decât biruitori prin acela în care am crezut.
Atât de important este lucrul acesta, să poți să fii mijlocitor, să poți să fii un om care să alerge, să poți să fii un om care să faci o lucrare oarecare. Nu văd cum am putea trăi, nu văd ce ar însemna dragostea în Hristos fără semenii mei. N-am o dragoste care se concentrează într-un mod tehnic pe ceea ce este Hristos. Voi sunteți frații mei. Și în voi Hristos a luat chip. În afara acestei relații de prietenie, de dragoste, în afara faptului că biserica este o familie, ce avem prieteni? N-avem nimic. Dumnezeul nostru ne-a îmbrăcat și Dumnezeul nostru ne-a hrănit și Dumnezeul nostru ne ajută să stăm în picioare prin ce? Prin puterea acestei părtășii. Credeți? Credeți? Dumnezeu să ne ajute. Am oameni în biserică spre care privesc și am zis, Doamne, mai ține-le cu zile. Sunt oameni care îmi zâmbesc în biserică și îmi dau seama că dacă ar pleca, aș fi cu mult mai sărac. Sunt oameni care se roagă pentru mine atât de mult și zic lui Dumnezeu, ține-i, Doamne, în viață, că fără ei aș fi mai puțin protejat și mai puțin ocrotit. Este fantastic darul acesta pe care Dumnezeu ne l-a dat. Este fantastic darul acesta pe care Dumnezeu ne l-a dat. Și aș vrea în această seară, în partea aceasta de încheiere, slăvit să fie Dumnezeu, să vă spun, dragii mei, că întotdeauna în viață mai mulți prieteni înseamnă mai bine. Aleluia! Am venit în seara aceasta cu câțiva prieteni. Este de luni în Cluj. Și mă întreba dimineață fratele pastor în biserica în care am fost, frate, unde stai? Ce mănânci? Al cui ești? Frământat. Și am spus, da, bună întrebare. Deodată am realizat un lucru. Am realizat că am mâncat pe seama prietenilor mei, că am dormit pe seama prietenilor mei, că am venit pe motorina lor, că... Aleluia! Și mi-am dat seama, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Bine mi-a fost. Și dacă aș ști ce am mâncat. Că n-a fost rău. Îmi dat seama că, de fapt, mai mulți prieteni înseamnă mai bine. Și mi-am dat seama că, de fapt, ce ar trebui să căutăm să înmulțim în această viață, frații mei, surorile mele, uneori, într-un mod ciudat, înmulțim patrimoniu pierzându-ne prietenii, în loc să înmulțim prietenii chiar scăzându-ne patrimoniu. Nu-i mai bună ideea asta? Eu zic că e mai valoroasă decât cea din tâi. Și aș vrea să înțelegem că diversitatea aceasta și numărul prietenilor ne ajută și ne scapă. Și acum vreau să intru în partea aceasta de final, pe care o aveam de la început în inimă. Vreau să fiți convinși de faptul că prietenia înseamnă foarte mult în viață. Vreau să dau numai două exemple. Ați auzit de David și de Ionatan, da? A contat oare că a fost David prieten cu Ionatan? Ionatan? Eu zic că da, să vă spun de ce. Pentru că tatăl lui Ionatan, într-o clipă de nebunie, care a durat vreo 20 de ani, și-a pus în minte să-l omoare pe David. Și la un moment dat Ionatan a auzit că taică-su vrea să-l omoare. Și ce a făcut Ionatan? Spuneți voi. A ieșit imediat din palatul regal ce a fost ăla, s-a dus și a spus, tata vrea să te omoare, să nu mai dai cu el, vrea să-ți întindă o cursă. I-a scăpat viața, prietenia aceasta a fost esențială. Putea Dumnezeu să o facă prin altcineva? Sigur, ar fi făcut-o negreșit, dar a contat că a făcut-o prin prietenul lui. Și contează că a făcut-o prin prietenul lui. Pe de altă parte, ați auzit de Roboam. Avea și el niște prieteni, bun prieteni. Au venit bătrânii și au zis, tatăl tău a apăsat asupra noastră și zice, ne-am dorit, dacă se poate, ca tu să ridici apăsarea. La care prietenii de lângă el, tiribiliști, băuseră o cafea, mintea lor era agitată, ce știu eu. Fără experiență în viață, fără experiență în viață, au zis, zice, să n-asculți ce spun ei. Dacă tatăl tău i-a apăsat într-un fel, apasă-i de două ori mai tare. Și știți ce a ajuns Roboam? A ajuns un împărat care de fapt a fost cerșetor, pentru că de numele lui este legată ruptura pe care a făcut-o Domnul Dumnezeu în privința acelui popor. Să fii împăratul rupturii. Cum este acest memento? Ciudat. Epilogul vieții tale. Ce ești tu? Împăratul ruptură. Când am fost eu împărat, când am fost eu pastor, s-au rupt în 10 părți, în 12 părți. Ți-ar plăcea? Nu mi-ar plăcea. Mi-ar plăcea să mă cheme unitate. Dumnezeu să ne ajute, să ne binecuvânteze. Acum vreau să ne ducem la ultimul punct. Vedeți, am o predică care nu-i pe puncte. Dar nu am avut în inima mea un gând pe care vreau să-l împărtășesc cu voi. În seara aceasta vreau să sărbătoresc prietenia și prietenii. Și teza centrală sau gândul central al acestei predici este următorul, acestui mesaj. Vei face în viață
ceea ce fac prietenii tăi. Ce fac prietenii tăi, asta vei face și tu în viață, negreșit. Mă spune Biblia la un moment dat că Petru a zis, unde-i Tabita? Și au zis, este în odaia de sus. Sunteți atenți? Petru a intrat în odaia de sus și primul lucru pe care l-a făcut, care a fost? Zice, scoate afară, așa e. Dar e ciudat, ai putea să spui la un moment dat, de ce să-i scoți afară, de ce să scoți afară văduvele, de ce să scoți afară pe cei care stăteau acolo plângând? Pentru că sunt momente în viață când Dumnezeu nu poate lucra cu creștinii care sunt deprimați și deprimanți. Și Dumnezeu, sunt gata să fac o lucrare extraordinară, dar mă împiedică lacrimile voastre. Că el, Petru, n-a făcut față de prietenii lui decât ceea ce învățase de la prietenul lui Iisus. Într-o împrejurare spune Biblia că Iair, fruntașul sinagogii, a zis, rogu-te, vino să îți pui mâinile peste fetița mea, că ce atrage să moară și roagă-te pentru ea. Și când au ajuns acolo în preajmă, era bocet și era plânset și era tristețe și era și neîncredere și era și scepticism, pentru că au spus, nu mai deranjați pe învățătorul, că ce a murise. Și Petru a zis, tot ce am în viața aceasta este prietenia cu acela cu care am stat. Și nu voi face nimic mai mult decât ceea ce am învățat de la prietenul meu Iisus. Și voi scoate afară pe toți aceia care sunt în cameră, pentru ca să nu fie împiedicată prezența lui Dumnezeu. Pentru că uneori tristețea voastră este povara Domnului. Uneori tristețea noastră înseamnă neîncredere. Ai dreptul să fii trist cu privire la eșecul tău, dar să nu fii niciodată trist cu privire la ce poate să facă Domnul. Mare este Domnul. Uneori tristețea noastră este socotită neîncredere. Uneori tristețea noastră și lacrimile noastre prea multe nu sunt altceva decât o expresie a faptului că nu ne încredem suficient de mult în Domnul. Fii trist, dar ridică-ți privirea spre Dumnezeu și o spune, tu poți totul. Sunt trist, sunt apăsat, tu poți totul. Ești Dumnezeu care șterge lacrimile. Petru a zis, nu fac nimic mai mult decât ce am învățat de la prietenul meu Iisus. A scos afară pe toată lumea. După care Petru, deși nu era nimeni acolo, eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că voi sunteți o biserică în care nu mi se cere să fac lucrul ăsta. Petru spune că a îngenunchiat, dar a avut valoare că a îngenunchiat pentru că a făcut-o când nu l-a văzut nimeni. N-a venit la amvon să îngenuncheze ca să vadă poporul că și predicatorul îngenunchează. Să știți astăzi că înainte să vin la dumneavoastră obosit fiind, m-am rugat. Că dacă nu m-aș fi rugat, n-aș fi avut curaj să vin în seara aceasta aici. Nu trebuie să fac nimic demonstrativ. Nu trebuie să îngenunchez ca să mă vedeți voi. Eu îngenunchez să mă vadă Dumnezeu. Și Petru a zis, nu fac nimic mai mult decât ceea ce am văzut că făcea prietenul meu Iisus. Pentru că în atâtea împrejurări, stând cu el, l-am văzut pe Domnul Iisus Hristos, prietenul meu, îngenunchind. Când ai prieteni pe prietenii lui Iisus, vei face ceea ce a făcut Iisus. Când ai prieteni pe prietenii lui Iisus, vei face ceea ce fac ei. Și în această seară eu spun și subliniez și mă rog spunând să ne ajute Dumnezeu să fim prieteni cu prietenii Domnului Iisus. A îngenunchiat. Pentru că secretul vieții stă în îngenunchiere. Pentru că întotdeauna Dumnezeu când lucrează pentru o minune, o face mai întâi cu îngenunchierea ta. Asta face Petru. Asta trebuie să facem și noi. Și acum vreau să vă spun un lucru. Îl puteți primi. Vom vedea. Scoateți mâinile din buzunar când vă rugați. Opriți telefonul. Fiți evlavioși. Încercați să faceți ceea ce am învățat din Biblie. Biblia nu se modernizează. Mă ucide modul în care am început să ne închinăm. Cred în îngenunchiere. Știți de ce? Pentru că în îngenunchiere există o declarație pe care eu o fac. Eu sunt mic și tu ești mare. Amin. Și vreau să cobori acolo micimea mea și să mă ridici tu, Iisus. Mă gândesc că Dumnezeu nu și-a schimbat strategia și nici modul în care se apropie de oameni. Să știți, iubiții Domnului, faptul că noi suntem într-o societate democratică, faptul că putem să, într-un mod extrem de prietenos, să ne vorbim cu tu, ceea ce este frumos și cred că este un lucru de încredere, nu înseamnă că ne putem permite asta și cu el. Eu cred că atunci când nu ne vede nimeni, rugăciunea primită este o rugăciune care presupune îngenunchiere.
Rugăciunea ținută altfel e important. Ești în mașină, roagă-te. Ești în mijlocul de transport, roagă-te. Ești la facultate, roagă-te. Nu contează, Dumnezeu se bucură că tu te rogi. Dar când ești tu cu El, să nu-ți lipsească evlavia. Dumnezeu să ne ajute să fim un popor evlavios. Primiți lucrul ăsta. Am remarcat, de exemplu, în ultimul colind un lucru. Să-mi permite să vi-l spun, cu tot dragul. Și dacă sunt lingviști în această seară în sală, să mă corecteze dacă greșesc. Spunea în ultimul colind că venim umiliți la tine, corect? Nu știți strofa? Mie mi se pare că e mare diferență între umiliți și umili. Pentru că atunci când ești umilit, este actul prin care te faci de rușine. Când ești umil, este actul prin care te frângi pe tine însuți. Întotdeauna vei fi umilit dacă n-ai învățat să fii umil. Pentru că omul care nu știe să fie umil, mai devreme sau mai târziu, va fi umilit. Schimbați versul și spuneți, venim umili, până nu-i prea târziu, ca să nu venim umiliți. Contează? Eu zic că contează. Acum, Petru, după ce a îngenunchiat, a făcut un lucru extraordinar. Frații mei, surorile mele, de aceea este frumos darul acesta. De aceea este frumos darul acesta al prietenii. Spune Biblia că s-a rugat. Cine te-a învățat, Petru? 3 ani de zile am stat lângă el. Și i-am auzit cuvintele. I-am auzit suspinul. L-am auzit rugându-se zi și noapte. I-am cunoscut viața. Pleca și dispărea de lângă noi în timpul nopții și venea dimineața tras la față, dar încărcat de puterea lui Dumnezeu. Prietenii lui Iisus vă vor învăța să vă rugați. Prietenii lui Iisus vă vor învăța să stați aproape de El în evlavie și să ridicați glasul și să-i spuneți lui Dumnezeu din cer, Doamne, te rog să ai milă de mine. Iubiții Domnului, vreau în această seară să vă spun un lucru important. În primii ani, primii 2 ani de zile când m-am întors la Domnul Dumnezeu, Dumnezeu mi-a dat un om excepțional pe nume Trandafir. Nici nu știu dacă am mai spus lucrul ăsta cuiva vreodată. Din nefericire, există un lucru ciudat care poate astăzi cu ajutorul Domnului nu se mai întâmplă. Te întorci la Dumnezeu, intri în apă, faci un legământ cu Dumnezeu și apoi crești ca un maidanez în propria-ți biserică. Nu te mai bagă nimeni în seamă și nu știi, pur și simplu, nu mai știe nimeni de tine. Ciudat, o mulțime de oameni sunt atenți cu tine până când faci legământul și după aceea parcă dispari într-un mod ciudat, de parcă n-ar fi mai greu după ce te botezi decât înainte. Totdeauna este mai greu după ce te botezi decât înainte, pentru că intri în perioada de pustiu. Și Dumnezeu din cer mi-a trimis un om și am crescut lângă el. Și am început să mă rog și am început cum să postez. E omul care mi-a deschis ochii. Prima dată când postez, mi-a zis un acela, zice, măi, Florine, mă, nu cumva seara să mănânc și micul dejun și prânzul în ziua postului. Dar cum să fac, frate? Păi ce iei porția aia de mâncare de dimineață și de la prânz și o dai unui sărac, mă, băiete? Așa se face. Așa se face, că așa scrie Biblia. Așa spune, împarte-ți pâinea ta cu cel flămând, adu pe cel nenorocit în casă și astfel vindecarea va încolți ca zorile. Și m-a învățat pas cu pas cum să mă rog și mi-a spus cum trebuie să mă adresez Dumnezeu și am văzut pe cineva care a fost lângă mine. M-am dus într-o zi acasă cu o soră de la noi din biserică care acum este în cer la Dumnezeu și am aflat un stil de rugăciune aparte. Sora aceasta la un moment dat când a ajuns acasă, ea mergea mai greu. S-a așezat imediat în genunchi cum a intrat în casă și a zis aleluia, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat putere să ajung acasă, îți mulțumesc că nu m-a lovit un tramvai, îți mulțumesc, Doamne, Dumnezeul meu că am un frigider care funcționează pe căldura asta și pot să beau niște apă rece. Doamne, te rog frumos să ai grijă de freonul frigiderului meu că nu merge foarte bine, Doamne, îți mulțumesc. Și a început să se roage înșiruind o mulțime de lucruri practice și mi-am dat seama atunci că aș putea să mă rog și în felul acesta și am învățat ceva de la lucrul acesta. Altă dată de sărbătoarea Paștelui, când se apropia învierea Domnului Iisus Hristos, sărbătoria învierii Domnului Iisus Hristos, am trăit o sărăcie lucie, o sărăcie cum greu este de descris. Părinții mei doreau cu tot din adinsul să-mi arate ce înseamnă când ei îți închid ușa. Asta vii să fie Dumnezeu, că luna trecută am botezat-o pe mama. Amin. Acum însă vreau să vă spun că o soră mi-a zis, zice, Florine, zice, eu când mă rog de sărbătoarea învierii Domnului Iisus Hristos, zice, mă rog și îi spun lui Dumnezeu, vino, Doamne, în casa mea, Tu ești sărbătorit, Tu ești invitat, eu de Tine am nevoie. Și m-a pătruns rugăciunea aceasta, m-a pătruns gândul acesta să mă rog să-L poftesc pe Iisus în casa mea. E un lucru important.
E un lucru important, nu-i de la mine. E un lucru important. Ce se întâmplase? Soția mea era însărcinată, stătea, mi-aduc aminte, era destul de bine, era un aprilie frumos, se apropia Paștele, stătea soția mea pe pervazul de la bucătărie, însărcinată și zice, Florine, zice, ce poftă mie de niște brânză cu smântâna. Zice, și niște drob. Știți ce e drobul, da? Plăcinta aia de carne specifică Paștelui, sau ce știu eu, specifică flămânzilor. Zice, dar și nici miere de albină ce mi-ar plăcea, zice ea să... Și la un moment dat eu zâmbeam, știți așa, zâmbeam, că na, ascult ce zice un om. După care, uite aici, mi s-a înfipt un cuțit în inimă. Pentru că mi-am dat seama că iubita mea, că e însărcinată și eu n-am absolut nicio posibilitate să-i cumpăr nimic. Și în momentul acela am fost lovit în ceea ce reprezintă demnitatea de om. Și m-am dus în cealaltă cameră. Aveam bucătărie și aveam sufrageria, care era unică cameră. Am îngenunchiat, m-am prăbușit înaintea lui Dumnezeu și am spus ce am învățat de la această soră. Doamne Dumnezeule, vine Paștele, sărbătoarea ta, și te rog frumos să vii la mine în casă. Te rog frumos să aduci și ceva de mâncare, că n-avem absolut nimic. Asta mi-a fost rugăciune. A doua zi m-am dus la biserică, m-am întâlnit cu o soră care când m-a văzut a zis, frate, zice, ce ai făcut? Când îți spune cineva o asemenea întrebare, te cam înmoi. Deja mă vedeam, deci deja toate scenariile posibile și imposibile mi-au trecut prin minte. La care zice, de 3 zile Dumnezeu mi te arată. De 3 zile, eu mă rugasem doar cu o seară înainte. Și zice, uite, Dumnezeu mi-a pus în inimă să-ți dau lucrurile acestea. Mi-a pus 2 sacoșe în mână. Eu n-am fost niciodată firav. Dar până am ajuns acasă, să credeți că deja mă dureau brațele fantastic. Mai bine să te doară brațele cât te încarcă Dumnezeu cu darul decât febră musculară pe la bodybuilding. Când am ajuns acasă și am deschis sacoșa, nu e așa că nu este absolut surprinzător? Am deschis și primul borcan pe care l-am scos a fost brânză cu smântână. Apoi am scos drob mare. Era lung. M-am bucurat că-mi place. Undeva în cealaltă sacoșă era un borcan de miere de albin și o gutuie. Bonus, n-o cerusem. M-am dus din nou în cealaltă cameră și i-am spus soției, vreau să facem o rugăciune împreună. Știți de ce? Nu pentru că am văzut acele daruri de mâncare, ci pentru că a fost sigur că cel puțin de Paștele acela Iisus Hristos a fost la mine acasă. Uneori în multitudinea lucrurilor noastre și în sărbătorirea aceasta fastuoasă scăpăm din vedere că de fapt esența e să-L aducem pe El prin rugăciune. Amin. Am învățat de la Iisus și vă spun în această seară că lucrul de bază e să te rogi. Prietenii prietenilor lui Iisus îți vor zice, hai la biserică că e rugăciune. Prietenii prietenilor lui Iisus îți vor spune, știu un loc unde ne putem ruga, oameni buni, vă rog din toată inima, vă îndemn pentru bunătatea Domnului Iisus Hristos, luptați împotriva bolilor, a singurătății, a nenorocirilor, făcând ceea ce a făcut Iisus Hristos și ceea ce fac prietenii lui Iisus Hristos, rugați-vă, rugați-vă și iar rugați-vă. Dacă ne vom ruga, va fi bine. Aleluia! Credeți lucrul ăsta? Apoi, la un moment dat, după ce s-a rugat, Petru se adresează Tabitei și spune ce? Tabita, scoală-te! Dar de unde știi, Petru, să spui lucrul ăsta? Știu pentru că prietenul meu, Iisus, când era această copilă a lui Iair moartă, i-a zis, Talita cumi, adică fetițo, îți spun, scoală-te! Eu n-am vorbele mele, am vorbele lui. Și îl rog pe Dumnezeu să n-am vorbele mele, ci să am vorbele Lui. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu trebuie să fiu deștept, ci înțelept. Îi mulțumesc Dumnezeu că nu trebuie să dovedesc nimic nimănui. E suficient să am cuvintele Lui în viața aceasta. Și ar fi frumos în toate împrejurările vieții noastre să rostim doar ceea ce Dumnezeu a rostit. N-ar fi frumos? Cuvintele noastre să fie drese cu sare, cuvintele noastre să fie lumină. Nu vreau să vorbesc altceva. Și acum permiteți-mi să vă spun un lucru, să-l primiți cu simplitate. Frații mei, surorile mele, vă rog din toată inima, nu permiteți cuvintelor să schimbe parcursul inimii dumneavoastră,
Câteva cuvinte rostite greșit vă orientează inima într-o direcție greșită. Binecuvântați că și la aceasta ați fost chemați. Când îmi este greu și nu știu cui să mă adresez, știți ce fac? Deschid Biblia și citesc cu voce tare cuvintele lui Dumnezeu. Au o reurire fantastică, pentru că Duhul lui Dumnezeu este în Scriptură. Cuvintele lui sunt Duh și viață. Citesc cu voce tare și simt cum inima mi se înseninează și simt cum o putere fantastică vine în inima mea. Să rostim cuvintele lui Dumnezeu, nu lucruri omenești, nu lucruri de ale noastre. Întotdeauna să binecuvântăm cu cuvintele lui Dumnezeu, pentru că prietenii lui Dumnezeu vor avea un limbaj care să fie duhovnicesc. Ajută-ne, Doamne. Amin. Și binecuvântează-ne. Ce a făcut Petru după ce i-a spus Talita Cumi? A făcut un lucru extraordinar. Zice Biblia că sunteți atenți? Bravo. Zice Biblia că Petru a intrat în odaia de sus. A scos pe cei triști afară. A zis, Dumnezeu vă iubește, dar la acest moment nu-i sunteți mult folositori. Trebuie să existe și oameni care să se roage altfel. Primiți cu încredere cuvântul pe care vi-l spun eu. Uneori prea multă plângăceală nu-i credință. Uneori s-ar putea ca plânsul nostru să ne aibă în atenție pe noi. Plângem de mila noastră și asta nu-i bine. Că nu-i credință. Lasă durerea să te înalțe spre El, nu să te doboare. După care Petru a zis, îngenunchez în fața majestății sale, dar și a prietenului meu, Iisus, că asta am învățat de la El când m-am uitat la El. Nu spune mie că ai fost într-un loc bun dacă vii acasă și trântești ușa. Ai fost într-un loc rău, prietene. Nu spune mie că ai fost într-un loc bun dacă tu nu știi să ai purtări alese cu cei din casa ta. Ai fost într-un loc rău. Nu spune mie despre valoarea prietenilor tale atâta vreme cât nu știi să îngenunchezi și stai mândru și țapă în fața vieții. După care spune cuvântul lui Dumnezeu că a început să se roage Petru. De ce? Păi asta am învățat. Ce bine e să nu trebuiască să cauți nu știu ce soluții. E atât de relaxant, e atât de tămăduitor, e atât de frumos să știi că în puterea rugăciunii stă binele tău. Aleluia! Amin. După care Petru i-a spus, scoală-te. N-adaugi nimic, Petru, nicio iotă. Mă încred în acuratețea cuvântului Dumnezeu și mă încred în faptul că Dumnezeu își onorează cuvintele Lui, nu părerile mele. Și apoi spune Petru, după ce s-a trezit, i-a întins mâna. Ce faci, Petru? Ceea ce a făcut cu mine prietenul meu când mă scufundam în valuri. În cel mai greu moment al vieții mele, mi-a întins mâna și a zis, ia-o. O vei avea pentru totdeauna. I-a întins mâna Tabide și a spus, nu fac nimic mai mult decât am învățat de la prietenul meu Iisus. O simțiți? Ultimul lucru pe care vreau să-l împărtășesc cu voi, știți care este? Petru, după ce i-a întins mâna și a ridicat-o și a zis, simți căldura, simți fermitatea. Cine te-a învățat, Petru, să întinzi mâna? Iisus. Dar pe tine cine te-a învățat să o ții în buzunar? Prietenii. Cine te-a învățat să o strângi pumn și să ameniți pe oameni? Prietenii. Pe noi Dumnezeu ne-a învățat să întindem mâna și să spunem ridică-te. Pentru că cel ce m-a ridicat pe mine te va ridica și pe tine. Amin. Și apoi Petru a luat-o pe Tabita și spune Biblia că a dus-o sfinților. Zice că a dus-o vie. Zice voi mi-ați adus-o pe ea un trup neînsuflețit și acum Petru s-a dus și a zis că le-a adus-o vie. Ăsta va fi versetul vieții mele. Ăsta este modul în care am înțeles să trăiesc. Știți ce vreau să fac? Nu doresc mai mult decât sufletele cu care mă întâlnesc, din starea lor de neștiință și necredință, prin cuvintele lui Iisus, rugăciune,
să fie aduse la viață și apoi să le predau bisericii Betel, să spun, luați-i, creșteți-i și bucurați-vă cu ei. Amin. În seara aceasta, singura mea dorință este să văd că un suflet vin la Domnul Dumnezeu și pot să-l las în grija bisericii, să spun, de aici încolo aveți voi grijă de el. Câțiva tineri de-ai noștri s-au gândit să vopsească, să zugrăvească un orfelinat. E bine. Ai mei au foarte multe idei. Am un frate în biserică, un tânăr excepțional, vine și spune, frate, am o idee. Eu când aud, deja știu că mă costă. Toate ideile lui mă costă. Dar dau slavă lui Dumnezeu pentru că are idei bune. Zice, frate, vrem să mergem să zugrăvim un orfelinat. Și zice, ne ajuți? Da, Cornel. Eram pe drum între Sibiu și Cluj când mă sună Cornel foarte, foarte supărat, agitat și a zis, frate, zice, unul dintre băieții noștri, Adi, care era pe scară, a căzut. Și a trebuit să le ia cu salvarea. Erau extrem de derutați și au zis, ce se întâmplă? Scara a căzut peste o altă soră, Marina, și a lovit-o și pe ea, și a luat-o și pe ambulanța. Și am deja erau în biserică oameni care îi certau. Voi care faceți asta așa, sigur că oameni buni, ce ciudat e să vă obsești pereți la orfelinat. E ceva ciudat, nici să mai facem lucrul ăsta. Să stăm acasă, confortabil, în fotoliu, să nu se întâmple nimic. Spus eu și repet, pentru că asta e groaza ființei mele. M-a întrebat cineva, care e cea mai urâtă moarte? În fotoliu cu telecomanda în mână, cu pisica lângă tine și cu popcorn în braț. Ciudată, cea mai urâtă moarte posibilă. Spune un proverb românesc și mi-i drag, caii mor totdeauna în picioare. Fă-mă, Doamne, cal. La care Cornel îmi spune, frate, roagă-te pentru noi, pentru că noi nu știm ce se întâmplă, ce am vrut să mergem să facem un bine și uite cum ce s-a întâmplat. Deja, zice, suntem certați, tinerii, că erau copii, s-au tăiat, gata, nu mai înțelegeau nimic. Și am spus, Cornel, nici eu nu pot să spun mare lucru, spun un singur lucru, ce e bine, e bine și rămâne bine, indiferent ce se întâmplă. Deci altceva ce să spun, ce e bine, e bine, ce e trecut în Biblie, e bine. Biblia spune că religia curată și neîntinată este să cercetezi pe văduvă și pe orfan în necazurile lor și să te păzești neîntinat de lume. Amin, dacă e scris, nu negociem. Dacă e bine, e bine. Acum, de ce s-a întâmplat asta, e greu să spun. Dar zic, eu cred că vom avea un înțeles. Hai să ne rugăm. Ne-am rugat. Ne-am rugat pentru că eu întotdeauna sunt luat la bani mărunți. Că de ce fac aia? De ce? Sigur, cel mai bun păstor la amvon, am predicat mă acasă. Ce e asta, oameni buni? Să nu-i păstor. E un șef de programe. Noi vrem viață și oamenii lui Dumnezeu trebuie să se implice în tot ce înseamnă viața aceasta. Vine Cornel la mine și apoi îmi spune, frate, mă ia în brațe, mă sărută, ce frate am înțeles? Ce ai înțeles? Zice, am înțeles tot. Bun, zic, lămurește-mă și pe mine. Zice, frate, după ce s-a întâmplat accidentul ăsta, a venit la mine un tânăr de 17 ani, de la orfelinat, pe nume Andrei. Și mi-a zis, Cornel, tu crezi că Dumnezeu poate ierta și Dumnezeu poate vindeca? La care Cornel a zis, da. De unde știi? De la prietenul meu Iisus. Asta am învățat de la el o viață. Andrei a zis, eu sunt un orfelinat pentru că am fugit de acasă. Era de câteva zile. Și am fugit de acasă pentru că m-am înhăitat cu niște oameni și am făcut ceea ce nici măcar nu pot să spun. Și nici nu-i cazul. Că de gunoaie nu duce lipsă. Și acum zice, mi-am făcut analizele și au descoperit că am HIV. Pe românește, SIDA. Și acum stătea el prăbușit și a zis, tu crezi că Dumnezeul tău mă poate vindeca? Că v-am văzut cântând pe scări când dădeați cu trafaletul. Și am văzut la voi ceva ce mi-a adus parcă o nădejde. Crezi că Dumnezeu m-ar putea vindeca? Și auzi ce spune Cornel. Da! Amin. Eu nu știu dacă aș fi spus amin. Dar el a spus. Dar Cornel a zis, mai întâi de toate trebuie să faci un lucru. Tu trebuie acum să-ți predai viața lui Dumnezeu. Uite, zice, noi îngenunchem și tu îi spui Domnului păcatele tale și cer ca sângele ispășitor al Domnului Iisus Hristos te curățească din cap până în picioare. A făcut rugăciunea aceasta cu lacrimi. Joi a venit la biserica Andrei și s-a predat lui Dumnezeu, a venit în față și a zis, vreau să mărturisesc tuturor
că eu vreau să fiu un om nou. Și a spus un lucru mare, a zis, indiferent de ce va fi, eu vreau să mă încred în Dumnezeu, indiferent cât voi plăti și ce va fi. Știți că după ce faci, nu știți, după ce faci testul HIV, ești obligat să repeți. Trebuie făcut de două ori, pentru că există un interval de timp. După ce Andrei a făcut lucrul ăsta, și mă bucur să vă pot spune asta, a venit la biserică și a zis, zice, frate Florin, cel de-al doilea rezultat a venit negativ. Nu mi-au mai găsit HIV. Ai putea spune că primul a fost o greșeală? Nu știu. Ai putea spune că cel de-al doilea a fost cel... Nu știu, nu știu să vă spun. Nici nu drăznesc să vă spun, aș putea să spun că Dumnezeu l-a vindecat. Nici asta nu știu să vă spun. V-am spus numai un singur lucru, că omul acesta a venit cu această boală și omul acesta nu mai are absolut nimic. Și știu un singur lucru, că totul s-a întâmplat pentru că niște prieteni de-a lui Iisus s-au dus să dea cu trafaletul și au avut încredere în cuvintele prietenilor lor, prietenului lor Iisus. S-au rugat, au citit din Biblie și acum Andrei e sănătos, e botezat, liber. Asta este o poveste pe care o putem spune acum, în anul acesta, în timpul acesta. Ăsta este Dumnezeul nostru. Și în această seară ce-mi doresc eu este următorul lucru. Să ne ajute Dumnezeu să fim prietenii Lui și Dumnezeu din cer să lucreze în această seară la inima noastră să facem un singur lucru. Să ne rugăm cum se roagă El, să îngenunchem cum îngenunchează El, să spunem cuvintele pe care le spune El, să mergem în locurile în care merge El, să avem faptele pe care le face El, să avem dorința pe care o are El, să avem focul pe care îl are El și în toate să fim prieteni lui Iisus. Amin. Vă invit respectuos să ne ridicăm. Cu respect vă invit în încheierea acestei slujbe să cântăm ce altceva decât Iisus al meu, prieten scump, din zorii tinereții, cu tine eu călătoresc până la sfârșitul vieții. Iisus al meu, prieten scump, din zorii